Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi, o zi călduroasă de octombrie, 7 octombrie, dacă nu mă înșel. Am decis să fac tratamentul coxalic pe speteză și vă prezint cam cum și de ce oxalic prin picurare, fiindcă așa am făcut tot anul, în afară de oxalic prin picurare, am făcut și două tratamente cu varachet. Pot să zic că nu am infestare cu varoa, e foarte mică, așa și trebuie să fie, normal, cât mai mică. Iată. Aceasta este o colonie pe care o voi trata cu oxalic. Ea este strânsă pe 6 rame, așa va și rămâne. E strânsă foarte bine. O să-i dăm 12 ml de oxalic. Nu e mare lucru, dar eu așa tratez. Iată cum aplic eu acest tratament. Așa, frumos pe ramă. Acum, cum s-a încălzit, albina urcă sus și o să preia acest oxalic. Timp de o săptămână ar trebui să îl preia, cam într-o săptămână. Este bun acest tratament și pentru nosema. Mai sunt și afecțiunile rinichilor albinei. Se numesc tuburi, malpaghi sau ceva de gen. Dar exact ca nosema, mai este un parazit, un virus. Amiba se numește ea, care atacă rinichii albinelor. Mulți n-au auzit de el, bineînțeles. Trebuie să citești cărți pentru a descoperi aceste boli care există la albine. Nu e numai varoa și nosema, mai sunt și alte afecțiuni care merg paralel cu celelalte. Deci cam asta fac eu acum. Tratamentul cu varachet este făcut, acum am dat și oxalicul. Mai avem o singură intervenție anul ăsta. O singură intervenție asupra familiei de albine, momentul în care voi pune pachetajul pentru iernă. Deocamdată am folosit așa pentru a putea da oxalicul, așa cum vedeți, și albina să vină sus să preia această substanță pentru tratament, nu numai pentru varoa, ci și pentru celelalte afecțiuni, cum ar fi nosema și diferite viruse. Cam atâta pentru azi. Până data viitoare, numai bine!